Ora 11, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Premierul Marcel Ciolacu face declarații și vrem să mergem să-l ascultăm pentru că am văzut contrele dintre PSD și PNL în ultima perioadă. Marcel Ciolacu. Descreștere galopat. Eu nu mai țin minte când am preluat mandatul, știu cu certitudine că era în jur de 13,8, erau cu două cifre. În continuare e principala problemă. Credeți că la sfârșitul anului va mai fi atât de... Nu, nu. Sunt ferm convins că în următoare carte albă nu o să mai fie între primele... Urmează creșteri de taxe, este principala temere pe care o are mediul de afaceri. Ați văzut că am anunțat și aici. Cum facem cu deficitul? Haideți să luăm urmă. Avem... E până la urmă din firea noastră și ne dorim cu toții să fim prevăzători, să nu ne aruncăm când ne cumpărăm o casă, o mașină, să... Eu înțeleg aceste întâlniri. Sunt total legitim. Eu o spun a 100-a oară și o să o spun mereu. În primul rând, noi am avut un acord cu Comisia Europeană pe 3 ani. Era un deficit de 9,2 istoric, cel mai mare din Europa. Inimaginabil pentru orice guvern. Și ne-am asumat că până în 3 ani ajungem la 3%. Într-un an în care accesul la fonduri europene era unul imens, în care închideai un exercițiu financiar trecut, 2016-2020, unde aveai obligația să vii cu cofinanțare de 15%. Aveai exercițiu financiar actual, care începuse după un an de zile să aibă proiecte mature, și aveai investițiile din PNRR, unde, vă dau un exemplu, la transporturi s-au cerut în primul PNRR 13,8 miliarde de euro și s-au aprobat 7 miliarde. Nu s-a scos, ministrul Grindeanu nu a scos niciun program din PNRR. Asta a dus ca să avem cofinanțări pe autostrada Moldovei. Vă dau un exemplu, de aproape 50%. Deci 50% sunt banii bugetului. Cum poți să-ți asumi în momentul de dezvoltare cel mai important al României un deficit de 3%? Cu adevărat, ce mi-a zis Comisia și am respectat anul trecut și voi respecta și anul ăsta. Sub nicio formă să nu avem deficit pe consum. Am stat cu Pedro Sanchez, premierul Spaniei. Deci au o datorie publică de aproape 110%, au avut și 160%. Mi-a zis, când ne-am dezvoltat Spania, când infrastructura Spaniei, când s-a dezvoltat cel mai mult, s-a dezvoltat pe împrumuturi, dar cu adevărat, deficitul Spaniei niciodată n-a fost pentru consum. Acela, în Italia, datoria publică e la aproape 140%. Dar s-a ținut cont de acest lucru. Faptul că am ajuns cu Comisia la un dialog și normal că cu următoarea comisie o să parafăm acordul, să avem pe 7 ani intrarea în deficitul asumat de la Maastricht de 3% cu 0,74 o scădere anual, arată faptul că nimeni nu dorește să mărească niciun impozit și nicio taxă. Se va continua pe zona de evaziune fiscală și pe cheful de... Cum să uitați că e în scădere? Deja 17% la cheful de TVA a scăzut. Prin digitalizare, prin inteligență artificială, prin module de risc, în care computer... Dacă România n-a avut de 34 de ani nicio informație, în momentul acesta, va scădea sub... Va fi cu o cifră. Veți colabora cu Google pentru acel modul antifraudă, cu cei de la Google, pentru că ați avut ieri o întâlnire. Cu toate companiile. Dar este una dintre companiile cele mai mari. Deci nu crezi taxele, dar scade evaziunea. Asta nu crezi taxele. Avem nevoie de o România ordonată. Când am zis, toată lumea a râs. Este nevoie să vezi ce priorități sunt în investiții, astfel încât banul public să fie direcționat unde se multiplică în economie rapid și, cu adevărat, să nu trebuie să mai ai controlori, cum am spus aici, la firme, te duci, pleci, domne, hai că opresc, intru și în magazinul ăsta, sau cauci. Nu, totul se face pe o analiză de risc. În acest spuneați de scenariu cu Klaus Iohannis, premier. Eu n-am spus, am
știți că toată lumea își dă cu părerea. N-am probleme, poate să fie. Dar trebuie să câștige alegeri. De acest duet, Nicolae Ciucă, Claus Iohannis, ar putea exista un astfel de tandem? N-ați vrea să-i întrebați pe dânsii. Adică mă abțin cu greu. Da, da, e performanța. Închipuirea performanței. În aceste zile. Nicolae Ciucă și-a anunțat de la Washington candidatura la prezidențiale, chiar înainte să aibă ședința în partid. Dumneavoastră când veți face un astfel de anunț? Cu certitudine, nu când mă duc la Washington. Presupun că și eu când am văzut prima oară am crezut că s-a înscris la conferința democraților. În locuirea președintelui Biden. Da. O să, dacă va fi nevoie de acest anunț, o să-l fac cu certitudine română. În aceste zile, domnule premier, au loc mai multe zile caniculare. Prețul energiei a crescut foarte mult odată cu acest consum echilibrare. Foarte mare. S-a mers pe zona, se consumă când e pe zona de echilibrare. Ei vă spun cinstit. Nu e suficient să fii ministru sau prim-ministru. Când ei, asta explicam și colegilor de la IMM-uri, când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiții în energie verde, îți strângi specialiștii și faci niște calcule. Ce putere instalată va fi, cât va produce România într-un an, în cât timp ajung la maturitate aceste proiecte. Am ajuns pe energie verde să fim printre fruntașii producători din Europa. Depășim, cred că, reactoarele de la Cernavodă. Păi mai, domn ministru, când ai declanșat aceste programe prin PNRR, prin proiecte naționale, prin fondul de modernizare, mintea ta n-a putut gândi că trebuie zonă de stocare și că România are o interconectare de mare, de altfel, la nivel european, de aproape 30%, și că vei produce când va fi vânt și soare mai mult decât consumi. Nu era prea. Cu energia de la nuclear avem ce face, că e energie de bandă. Avem cel mai bun mix energetic din Europa, dar când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare, nu ne-a dus capul. Știți, eu am mai spus, cel mai rău în administrație și mie cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului. Mulțumesc mult!